Vorbilete. Ușoară de a face bani, prostituția. În vârstă de 32 de ani, cu diplomă de psiholog moldovean, a ajuns în Italia în vara lui 2013, prin intermediul unor cunoscuți. Aceștia i-au promis că o vor ajuta să se angajeze în calitate de menajeră. Aceasta locuia într-un apartament din centrul orașului Jesi și era cunoscută în rândul clienților sub numele de Nina, nume fals. Moldoveanca presta servicii sexuale chiar în apartamentul unde locuia. Pentru o partidă de plăcere, tânără plătea o taxă între 100-150 de euro. Potrivit poliției, la serviciile frumoase moldoveni, au apelat și persoane cunoscute din oraș, chiar și celebrități. Unii dintre ei au declarat oamenilor legii că s-au îndrăgostit de Nina și le-au cerut polițiștilor. Camerele de supraveghere a traficului rutier, aceasta și-a schimbat locul de traj și nimeni nu știe locul la frontier, au înregistrat imagini în care o tânără este lovită de o echipă de muncitori și ulterior s-a spăzurat. Potrivit unui, acum forțele de ordine cercetează cazul, apoi șoferul părăsește locul accidentului. Efectua lucrări de canalizare în orașul american. Incidentul s-a produs pe strada Matievici din candidatul general de poliție, cărui a avut de suferit o adolescentă, care a stabilit toate persoanele implicate în acest caz. De 16 ani, în municipiul Chișinău, le-au descoperit cornul unui mamut acum din era glaciară. Aceasta s-a ales cu diversele fiind corporale. În scurt timp, după comiterea ilegalității, șoferul a fost descoperit armat la o lungime de victima a fost depistată, fiind decapitată, apoi îngropată. A ieșuat în Atlantic și avea 8 membri ai echipajului la bord. În după-amiază zile de ieri. Nu a lăsat niciun bilet și nici nu a fost cineva anunțat. Ultima dată a fost văzută la marginea orașului Durlești de către o vecină care a declarat că a urcat într-o mașină de culoare gri. Dacă o recunoaște cineva, rugăm să sunați la poliție sau să anunțați imediat autoritățile. Tu-i voi că frumoși. Tu-i că frumoși. Jos. Thank you.
Окей, с фурмаж зимбитую синчер. Йо, кред ка я ше арату нинчер. Енорче клипы, гата са ще сбору. Фаре прежудекате, ешла са ши по пору. София варе я ин че, че суте лоп. София варе я у че, че, че паса стоп. Саласта тот е дар опростие, не буни, а юряле кла, 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 клаустрофобия. Кла, 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 кла. Тише, минука. Минука. Дяду по стълпам трепе уша, опа пуша им браката нал. Дупа дин са као вал, интра ум върбата нал. Им тим ще фак урак, привиря ностра се интерсектяза. Де парка ни по нашите мунде вайде налта вяза. Bună seara! Bună! Eu sunt Dorin și sunt responsabil pentru curățenie. Am venit să văd dacă totul este în ordine și dacă nu aveți nevoie de prosoape curate sau... Nu, parcă nu. Bine, îmi cer scuze pentru deranj. În caz de nevoie, eu sunt aici pe etaj. Puteți să mă găsiți și azi și mâine. Bine, mulțumesc! Seara bună! Алкоголик, а ну нем ешь. Cu aspiratorul pe coridor, ușa se deschide, iese bărbatul negru, cu o servietă în mână, mă observă.
Se apropie, băietu, băietu, tu ești Dorin, da, împărate, trebuie de făcut curat în 508, să strângi atrahatul, bărbatul scoate din buzunar 100 de euro și... N-am înțeles. Алло. Ну, рук, да я копию кассы. Не стану слонина. Он платит тут, да ну, что... А, бань? Ну, ну, тремейте, ну, требую. Кадюбичей. Кончет. Арома плуа, ярош мама, шикен пикура инчет, кандумел. La tine zboară. Mamă, vreau să fie o mână. Tată, vreau să fie o mână. Eu-s punctual ca timpul, casual ca moartea, ală ca măgarul, cu carul meu sigur partea, cu viitorul, hardcore-ul. Și că nu știi ce bărbat în mine trăiești, un soldat. Bună ziua. Bună ziua. Mă scuzați, eu... Pardon? Doar două minute, prietenul tău m-a rugat să fac curat. Dar nu-i prietenul meu. Nu știu, credeam că e. Și îți place ce faci? Ce? Să fac curat? Da. Nu știu, o fac că-mi trebuie bani. Dar cui nu-i trebuie? Și câte zile mai stați la noi la hotel? Nu știu. Până când tot va fi gata de plecare. Plecați la odihnă? Pot să zic și așa. Mă duc în Italia. Wow. Măcar cuiva visele se îndeplinesc. Tu la ce visezi? Eu? Da. La cai vers pe pereți. Dar dacă serios? Dar dacă serios? Dar dacă serios?
Și eu sunt domnul care știe ce vrea doamna. Sunt plin de clișee ca pomul de mor, doamna. Din palmă în palmă se face schimb în club. Cartea mea de vizită plus și ceva în suc. Nu căuta pe net, n-are nevoie de... Frumos. Da, de obicei despre ce scrie? Despre tot ce văd și aud și simt, dar mai des despre nimic. Dar despre hotel și despre ștergare tot scrii? Dacă vrei, pot să scriu și despre tine. Scrie. O zi bună. O zi bună. Ce pai tu acolo? Habar nu am ce aș face eu cu banii. Dar regula e simplă, nu mani, nu haine, dar banii n-ar... Habar nu am ce aș face eu cu banii. Dar regula e simplă, nu mani, nu haine, na-na-na-na. Habar nu am ce aș face eu cu banii. Dar regula e simplă, nu mani, n-ar fani, n-ar hani. Habar nu am ce aș face eu cu banii. Dar regula e simplă, no money, not funny, not honey. Habar nu am ce aș face eu cu banii. Dar regula e simplă, no money, no honey, not funny. Mi-aș face de cap ca americanii și mi-aș lua un iaht, dându-i numele același Marley. Vesel ca Bugs Bunny, bogat ca Richie Rich. De ne-ai atins în funny, mă strigă la... Bis, bis, de mis cannabis. Mis. Ce ies?
Bună. Ajung două, mersi. Două îți ajung. Sigur. Altceva? Nu, nu. Săpun, gel de duș, cerșafă. Avem de mersi. Eu sunt Dorin, responsabil pentru curățenie. Mă găsesc și azi și mâine. Ok, am înțeles. Ușile liftului se deschid. Apare ea, îmbrăcată în palton cu un batic pe cap. Ia că apar și eu și zic, hai cu mine că n-am timp să-ți explic. Repede intrăm în lift, ușele se închid. Stai un pic. Calmează-te, liniștește-te, eu acuși totul o să-ți explic. Și să-mi explici? Te rog frumos, loc, așează-te. Pe tine te mint. Cine mă minte? Eu nu știu cine-i bărbatul ăsta, prietenul tău, dar sigur, nu te duci acolo unde crezi tu că te duci. Nu-i treaba ta, nu te băga. Calmează-te și ascult. Astăzi am intrat la voi în odaie și am găsit o mapă într-o geantă. În mapă erau fotografii de fete, cu prețuri indicate, cu grupa sanguină, cu nume, prenume, cu vârstă, cu țara de origine. Unde ai găsit? Ce ai găsit tu? Irina, crede-mă, acolo erau fete pentru vânzare, mai tineri, mai în vârstă, mai așa, mai așa. Unele chiar arătau ca prostituatele. Asta e prostie! Vlad e prieten cu tata meu! Ok, lămurește-mă atunci de unde acolo stătea fotografia ta. Fiindcă eu i-am dat-o. Când ai dat-o? I-am dat-o să-i dau tata în Italia. Când ai dat-o? Cât timp a trecut? Nu ți-n minte. Jumătate de an în urmă, nu ți-n minte, nu știu. Dar nu contează. Nu fi naiv. Plus la toate acolo am găsit un plic cu bani. Ce căutai tu în geanta lui? Ai vrut să-i furi banii, da? Nu, nu. Eu n-am furat nimic. Atunci ce căutai tu în geanta lui? De chiar? Și căutam eu în geanta lui? Bă, bă, bă. Nu bani, fă. Nu căutam eu bani. Erau niște texte. Spre viața ta mizerabilă. Repetitivă și fără sens. Despre cum vei fi violată, vândută prin țări străine. Care text? Am vrut să ți-l lulez. Le-am uitat. Și mai vrei să fii rapper, da? În geantă. Și acum să vadă că m-am băgat la el în geantă și că am văzut el și că... Păi da, nu, cum? Tu ești nebun, eu mă duc în camera mea! Ți-a spus când plecați? Nu-i treaba ta când plecăm. Nu, tu ai să te duci când a să-ți dau voie eu! Diseară plecăm, probabil diseară plecăm. Nu aveam credere în omul ăsta, că o să te ducă numai el știe unde și o să te vândă, ca și pe celelalte, și o să devii prostituată. Da? Bine. Îți deschid ușa și te las să pleci. Mulțumesc. Nu. Dar când ajungi în odaia ta, vezi în geanta lui. Vezi în geanta lui.
criminalul a căzut. De cât m-am apucat cu capul de podea, l-am dat și i-am zis să nu se mai atingă de domnișoară. Cobor la recepție, plecăm în 5 minute. Alcoolica de mama mea nu mă mai întorc. Tu înțelegi, eu nu mai pot așa. E mai bine să mă arunc de la etaj. Dar crezi că este mai bine să fie vândută? Dar mi-e bine să trăiesc o viață de rahat? Ca să fiu maritat cu un dobitoc și să mă bată și să nu-l iubesc? Dacă nu vrei, pot să nu te măriți. Da? Da. Dar ce să fac? Unde să mă duc? Gata, ești. Liber, stai puțin. Tu ce faci? Eu tot nu mai pot să mai stau aici. Hai să mergem. Dar tu scrii bine. Ai talent. Mulțumesc. Dar cu gramatica nu prea. Mă scuz, chiuleam la română. Și eu scriam cândva. De ce nu mai scrii? Păi dacă o scrii tu, o scriu și eu. Dar dacă scriu eu, scrii și tu? O să scriu. Bun.
Știu că n-ai închis, e încă un mesaj ce ți-l aduc cu dreapă, ești ok. Inebriată-te, totul bine, omul, chiar dacă ai deconectat telefonul. Ridică-te-o nouă. Să te adormi spatele slavă, Domnul, hai spune ce mai face, simte-te bine în pace. Când te privește, tace, știe ce face, cum face și dacă tace. Cum trei ani, eu sunt ce mă stată în pace. Cât știu cum merge, apoi cine a fost pasul. Dacă ești cine a fost pasul. Mă deplasesc ca un satelit cu cerii de univers, yes. Depășesc că nu mă cresc, dar mă vezi în stare. Pentru că avem fiecare la activ. Cât e o prostie mare, de care rău ne pare. Multem cât suntem tineri, de forță suntem plini, fără rețineri. Vrem întâmp record să obținem maxim din și ne-am propus plus. Tragem concluzii, trăim de capul nostru. Tot acolo cuibă își faci și monstru. Bossul își caută rostul. Să mai vei, dar în linii generale știi. Să le avei. Balanța pe balanță, clar ca decizia în prima instanță. Dacă arde, dăm foc, sticla o spargem. Toată lumea trage în chef, că și ne-au 2014.